aceeași prietenă a istoriei, multe rămân enigmele legate de Basarabia istorică, parte a teritoriului Republicii Moldova de astăzi. De exemplu, este Basarab un nume dacic sau este unul moștenit de la cumani, polonezi sau tătari? De asemenea, vine vechea familie a basarabilor din Basarabia sau, dimpotrivă, numele de Basarabia vine de la vechii basarabi ai țării românești? Așadar, vom vorbi astăzi despre alta dintre provinciile României Mari, bogata și în același timp săraca de-a lungul istoriei, Basarabia. Astăzi, savanții spun că Basarabia nu-s nume dacice. Numele se trag de la faptul că la mijlocul secolului al XIV-lea, familia basarabilor din țara românească își extinsese stăpânirea până la gurile Dunării, în sudul Republicii Moldova de astăzi, ca avanpost împotriva tătarilor. Cei care au folosit pentru prima dată cuvântul Basarabia în politică și diplomație au fost rușii țarului Alexandru I, cel în timpul căruia Imperiul Țarist a luat în stăpânire zona dintre Prut și Nistru, într-un moment de slăbiciune al Imperiului Otoman. În acel moment, Moldova românească, fosta țară a lui Ștefan cel Mare, nu se putea opune pentru că ea nu era suverană și nici independentă, depinzând, ca și țara românească, de poarta otomană și de înțelegerile dintre marile puteri. În luna mai a anului 1812, când au încorporat Basarabia, rușii intenționau să preia și controlul întregii Moldove și al țării românești. Numai că atunci, Rusia a fost atacată de Franța lui Napoleon Bonaparte și a intrat într-un război defensiv. Ulterior, victorioși asupra armatei lui Napoleon, rușii au organizat Basarabia drept o gubernie țaristă, iar capitala a fost fixată la Chișinău. La începutul stăpânirii rusești, unii români s-au refugiat din Basarabia, ducându-se în Dobrogea, care atunci era sub stăpânire otomană. În schimb, după anul 1812, în Basarabia a venit un număr considerabil de ruși, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, evrei sau armeni, oameni care s-au stabilit în orașe, iar limba lor de comunicare era limba rusă. Acest proces a fost încurajat de autoritățile țarului, pentru că rezultatul era rusificarea zonei, prin ștergerea moștenirii otomane, dar și a celei românești. Până spre anul 1825, gubernia Basarabia a avut un anume grad de autonomie. Biserica Ortodoxă ținea de Patriarhia Grecească de la Constantinopole, ca și Iașul sau Bucureștiul, iar conducerea politică era asigurată de boieri pământeni. În jurul anului 1830, la câțiva ani după moartea țarului Alexandru I, noul țar Nicolae I a decis ca toate guvernile Rusiei să fie centralizate sub o mână de fier, inclusiv Basarabia. Astfel, la Chișinău au apărut guvernatori militari trimiși de la centru, care nici măcar nu vorbeau limba română. La fel, bisericile din Basarabia au fost puse sub ascultarea Patriarhiei Ruse. Acesta este în linii mari tabloul provinciei în anul 1914, când Basarabia intra în primul război mondial ca parte a Imperiului Țarist. E drept că la Chișinău exista o elită cu sentimente pro-românești, care urmărise cu speranțe progresele făcute de România în timpul domniei regelui Carol I. Iar în momentul în care Imperiul Țarilor a intrat în criză, această elită pro-românească a pornit procesul unirii Basarabiei cu România. Morala episodului nostru este aceea că provincia istorică a Basarabiei rămâne interfața dintre țările române și lumea agitată a estului european. În secolele 14 și 15, la nord de gurile Dunării era avanpostul împotriva tătarilor. În secolul 19, acolo era linia de fractură între Imperiul Țarist și cel otoman. Și chiar și astăzi această zonă este un conflict cultural între estul și vestul Europei. Istoria merge mai departe. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.